fericire. Dar de ce crezi că s-a schimbat el așa, de la omul acela... Ai văzut și liniștit tu? La... Nu știu ce s-a întâmplat. Cred că din lipsă de presă mondenă. Că... Cred că din lipsă de ocupație, ne mai jucând. Dar și ce face acum? Se joacă, da, joacă la un balon, joacă tenis. Da. Ne mai jucând fotbal, viciile lui au ieșit mai mult în evidență, adică că îi place alcoolul, se știe foarte bine, adică se vede. Dintotdeauna a fost așa. Dintotdeauna, adică dintotdeauna, când veneau sărbătorile, dacă trei zile durează Crăciunul, trei zile bei. Cam asta se întâmplă. Bun, bei cum mai fără bau măsură. Oamenii, un pahar nu, non-stop, la masă? Non-stop, fără măsură. Iar în momentul de față, nemai având ocupație în mod real, este foarte vizibil ceea ce se întâmplă. Mai mult decât atât. Și în anturajul lui. Am văzut că mă tot descrie ostentativ a fi o femeie fără demnitate și care se face preș. Eu am impresia că a rămas cu preșul în cap el. Tot spune că sunt preș. Chiar a rămas cu preșul în cap. Adică nu pot să mă descrii pe mine așa, pentru că eu te-am iubit, eu te-am ajutat, eu sunt aia fraierită. Și nu pot să mă descrii pe mine așa, pentru că eu, sau nu știu dacă asta înseamnă o femeie fără demnitate, o femeie care nu bea, nu fumează. Atunci ce înseamnă o femeie care bea până vomită sau, mă rog, alte tipuri de femei cu care tu ești văzut în permanență? Nu se face așa, mai ales ca bărbat. Vii să vorbești de fosta ta iubită, pentru că el stătea la tine pe canapea aici. L-ai urmărit atunci? Cu foarte mare atenție și a vorbit cu mare talent. Și mi se pare foarte dubioasă starea asta a lui, dar, adică, da, se contrazice, pentru că el nu face asta și de obicei nu minte. Adică are niște chestii voalate, face pe inteligentul, le dă așa, le scapă, gen n-am vrut să o spun, ai văzut, nu știu dacă ai văzut și interviul lui de aseară, adică pe genul, mie îmi place, mi-am dat seama că sunt prostul deștept și deșteptul prost și mai, deci a rămas cu preșul în cap oricum. Așa și... Am văzut o contradicție totală între atitudinea lui recentă și cea de acum câteva săptămâni. Hai să vedem...